Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi este duminică și așa cum v-am obișnuit duminica, fac predicțiile în cafea, în zațul de cafea. V-am pregătit 3 cești, am pus pe fiecare ceașcă câte o floare, florile mele preferate cu care v-am obișnuit la începutul predicțiilor pe acest canal. Sunt flori aparte, din punctul meu de vedere, cu energie aparte, care ajută și la concentrare. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu florile puse pe ceștile în ordinea albastră prima, alba a doua, roz a treia ceașcă. Concentrați-vă așadar pe ce vă interesează să aflați, alegeți-vă varianta cu care rezonați în funcție de ordinea ceștilor sau de florile care sunt puse pe acestea, de culorile lor, de formatul lor. Puteți să vă puneți și o întrebare dacă doriți să aflați o întrebare, un răspuns în momentul când vă alegeți varianta, concentrați-vă pe acea întrebare și când vă simțiți pe întrebare, când o vizualizați, atunci lăsați-vă ghidați de intuiție și alegeți-vă varianta. Și să vedem ce răspunsuri vă dau la întrebări, ce vă dezvăluie ceștia, zațul de cafea despre viitorul vostru apropiat. Viitor apropiat însemnând săptămâni, câteva săptămâni, da? Deci de la câteva zile până la câteva săptămâni. Aici în funcție și de energiile voastre, de situațiile în care vă aflați voi, da? Deci să începem pentru început cu prima variantă. O să dau la o parte 2 dintre cești. Și o să las ceașca florii albastre, da? Deci prima variantă este floarea albastră. În primul rând aici pot să spun că în casă aveți o negură urâtă, da? Aveți greutăți poate legate și de bani, cu toate că aveți și un noroc, un trifoi frumos pe alb, da? Deci un noroc l-aveți. Ieșiți dintr-o situație. Văd aici și o literă de A, văd și o mașină, văd și un C sau un T, o cruce pe alb, o mașină cruce pe alb, aici poate să fie, să vă aducă noroc, credința. Mai văd și, poate și o călătorie, da? Deci poate de aceea acea mașină, e vorba de o călătorie. Poate să fie vorba și de împăcarea cu cineva, că parcă v-ați sta și v-ați de vorbă cu cineva și parcă v-ați pupa, cu toate că aveți și discuții, că e o măcăneală, dar e pe alb, de ce spre bine, ca să zic așa. Văd și o literă de L sau de V, un R răsturnat, dar e pe alb și acesta, un 3 o reușită și aceasta e răsturnată, din păcate, o dată de 7, un telefon și o dată de 7, un avion, o veste foarte rapid care vă vine în casă, dar aveți niște greutăți, să știți aici, greutăți, poate chiar și moartea cuiva, Doamne ferește, că văd o cruce mare pe negru, sau un înger mare pe negru, pot să spun că e, deci poate să fie... Doamne ferește să nu moară cineva, văd parcă și un cap de preot aici, parcă are așa o, acea preot la nivel înalt, știți cum sunt preoții, prelații aceia care au acele coroane pe cap, dar e pe negru, capul ar fi așa mai alb puțin, mai, deci ar fi, dar coroana e neagră, din păcate. Mai văd și un cap de rege aici, poate aici, pentru unii poate să semnifice un preot, pentru alții poate să fie capul unui rege, deci poate vă aflați într-o țară unde este rege cineva acolo, se întâmplă ceva urât acolo și poate vă afectează și pe voi în casă, cu toate că aveți succes reușită, am zis și un avion, poate faceți, e vorba să plecați într-o călătorie sau vă vin vești de o călătorie, oftați, un succes să le aveți, să știți, o reușită, reușiți să rezolvați niște probleme, când apare aici un elefant cu trompă, da, deci parcă prindeți în trompă ceva, reușiți să luați ceva, aveți succes, da, reușiți să obțineți, să rezolvați ceva, să ieșiți dintr-o situație, să obțineți niște bani, să luați un examen, să rezolvați ceva. Vă vin vești multe. Aveți și un drum de făcut, un drum larg, de poate chiar în străinătate sau la distanță, în orice caz, acest drum. Acest drum este cu reușită cu acest drum. Nu pot să spun că este cu probleme și cu vești.
la capătul drumului, vești, vești, vești pe alb, vești bune, chiar și o împăcare poate cu cineva sau poate veți rezolva ceva legat de, de un servici. Da, de o... Apare și o floricică, poate o dragoste, da? Litera aici, mai văd un 5, un S, un C, un E, un I, un L, o dată de 6. Un Y sau un I, ei mai degrabă, I, J, da? Un robinet, aveți grijă să închideți robinetele ceva, că aici mi apare un robinet. Da, un robinet și e cam pe negru. Și o cheie, mi-are și o cheie, dar aveți soluția la o problemă. Da? Dar atenție că parcă trebuie să împărțiți cu cineva această problemă, această cheie, această soluție. Sau o relație cu cineva, trebuie împărțiți cu altcineva, împărțiți o relație. Da? Poate chiar o relație de iubire. Pentru că mi-apare aici un A, un C și un V. Sau T, poate să fie un T sau un L. E așa o literă ciudată. Da. Deci... Dar aveți așa o mare greutate aici pe casă, da? Deci începe din, deci numai din casă, e din afara casei, vine și vă afectează și pe voi în casă și apoi, după câteva zile, să zic așa, reușiți să vă eliberați și chiar să plecați la un drum. Da? Reușiți cumva să vă faceți mai multă claritate în minte, să aveți succes, să primiți veștile bune care să vă aducă această reușită prin plecarea la un drum. Da? Și în inima voastră aveți doi ochi negri foarte urâți care se uită la voi. Noroc aveți, să știți. Voi aveți noroc să ieșiți, să găsiți rezolvări la soluții, la niște probleme. Dar aveți niște dușmani. Cineva care vă se uită cu ochi urâți, urâți de tot pe voi. Se vede așa, nu știu dacă îi vedeți voi aici. Nici loc, doar doi ochi. Deci foarte urât să uită așa. O arătare urâtă, pot să spun că poate e o persoană cu mască, care vă e dușman, dar poartă și mască, poate mască față de alții, ca să nu știe că vă dușmănește pe voi, nu știu. E o situație și o cruce, iară o cruce pe negru. Deci voi auziți de ceva necazuri, aveți, vă trebuie mai multă credință. Deci aveți grijă ca să nu vă afecteze aceste necazuri, vă trebuie să fiți mai credincioși. Să aveți încredere în voi, pentru că credința înseamnă și încredere în voi. Să nu aveți teamă. Aici iară mi-apare o relație, care aici mi-apare că vă împăcați cu cineva, da? Așa, e cineva care are parcă un chip de ursuleț. Da, parcă e așa ca un ursuleț, poate e mai grăsuț, așa mai sunt, da? Deci, sau ca un cățeluș, ca un câine, așa mai fidel, da? Poate să fie și o astfel de situație. Cu toate că și vine și veste, da? Deci vă vine și veste și cu toate că poate ați avut o ceartă, o măcăneală, să zic așa, da? Deci niște vorbe. Ai zis că s-a pus naiba diavolul în fund. Da? S-a pus diavolul în fund și stă cu stă și se, la capătul acestui drum vă așteaptă ca și cum vă așteaptă acest diavol la capătul acestui drum la unul. Deci stă și se uită la drumul vostru, aveți grijă. Da? Deci aveți grijă că e ca și cum diavolul cumva stă, așteaptă, pândește. Că vă pune și un semn mare de întrebare, poate legat cu de cineva cu litera de F. Deci o situație îndrăcită, mă rog, o situație, să zic așa, energie negativă, o situație îndrăcită, provocări care să vă scoată din sărite, să zic așa, să vă creeze, să vă destabilizeze. Poate să fie vorba și de o manipulare sau de o dependență, poate, de o anumită situație, de o anumită persoană. Da, aici atenție, deci în casă, că aveți foarte multă, nu pot să spun despre ce e vorba, că e tot un negurat foarte urât, da, foarte... Și atenție cu acel robinet. Poate să folosiți robinetul în mod corect, să vedeți voi despre ce e vorba. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta a doua. Aici voi aveți un drum foarte, voi plecați undeva, vă mutați, ceva se întâmplă aici la voi. Mi-apare un drum foarte larg, deci foarte, foarte larg. Ați și venit de la un drum, ca și cum deja ați făcut un drum, ați venit și parcă să zic că mai faceți unul. Da? Aveți două telefoane cap în cap, ca și cum stați de vorbă cu cineva și
un B, parcă văd eu aici, între cele două telefoane, parcă este o literă de B. Și dar deasupra acestei litere de B este o greutate. O greutate parcă vine tot de un diavol, tot un diavol e și aici. Nu știu dacă îl vedeți voi așa, e ca și cum stă pur și simplu a plecat. A plecat să asculte. E un diavol pe negru, deci foarte negru, urât, o persoană neagră și urâtă, care stă pur și simplu, parcă zici că e deasupra și stă și ascultă ceea ce vorbiți voi acolo, cele vorbesc de cele două telefoane, cele două persoane. E, poate e chiar vorba de o relație, că parcă împare aici două persoane care se apleacă una către alta să se pupe și între ele parcă e și un inelus. Și acest diavol stă, e și o inimioară frumoasă. Și acest diavol stă pur și simplu ca să acopere această relație, să o asculte, să știe tot ce faceți, ce spuneți. Aveți grijă că aveți un diavol cumva pus pe voi. O situație îndrăcită, o persoană îndrăcită. Diavolul nu reprezintă neapărat diavolul în sine, ci poate chiar energie negativă care există în jurul vostru, o negativitate, dar vine de la o persoană. Vine de la o persoană, un râu, văd eu aici. Da. Una sau un V răsturnat, mai văd. Ah, oftați și voi. În casă aveți niște chipuri frumoase, aveți și bani, vă vin niște bani foarte repede, vă vin niște bani în casă, aveți liniște, așa, pace în casă, să zic așa, deci aveți frumos, aveți și un trifoi cu patru foi, tot pe alb, așa, multe derulețe, vorbe frumoase, un chip, două chipuri, un chip parcă ar fi de bărbat, așa, zice eu, mai rotund la față, așa, cu ochii frumoși care se uită la voi. Deci poate vă vine cineva în casă sau aveți în casă această persoană și mai mulți ochi în casă care se uită la voi, dar cu bine, adică nu sunt persoane de rău, deci nu vă afectează, nu aveți probleme. Dar aveți și trecutul apropiat aici, ne apare o situație, v-am zis, orică ați fost plecați la un drum și mai faceți un drum aici, da, e o situație frumoasă. Apoi aici ne apare un cap de femeie blondă, parcă mai stă de vorbă cu o altă persoană, tot blondă, despre niște discuții fără rost, să zic așa, deci discuții. Ele sunt persoane bune, o persoană blondă cu ochii frumoși, da? Sunt persoane bune acestea care discută între ele despre niște situații așa, discută despre tot felul de chestii, dar nu are niciun fel de noimă, să zic așa. Bârfe, poate, discuții, dar nu are, nici nu vă afectează, nici nu. Sunt aceste două persoane. Oricât sunteți voi blondă și vă întâlniți cu o altă persoană la fel de blondă și discutați tot felul de nimicuri, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Situații pozitive, dar fără niciun fel de efecte, să zic așa. Adică nu are nici de bine, nici de rău. Vă duceți într-o aglomerație, vă întâlniți cu multă lume, ceva aici, asistați la o întrunire, la o ceva, mi-apar aici două capete, trei capete, patru, mai multe persoane, în orice caz, care discută, sunt multe discuții, discuții de niște hotărâri de luat, da? Deci de niște hotărâri, dar și de niște relații, legătură care au și legătură cu relațiile. Un E, un F, un G, văd eu aici un C. Sunt și situații copilărești, așa, pentru că aici mi-apare niște chipuri ca din desene animate, știți? Orică aveți copii și discutați ceva legat de copii, da, dar sunt așa niște chipuri copilărești. Avion vești care vin, vă vin foarte rapid vești, dar și vești proaste, să știți, vă vin două vești proaste că sunt pe negru, cu toate că voi așteptați veștile pozitive, bune, dar ele nu cred că vor fi așa de bune, de pozitive, dar cu toate că până la urmă aceste vești vă vor aduce bine. Adică chiar dacă ele sunt proaste pe moment, ele vă vor aduce într-o situație pentru că veți fi nevoiți să luați niște hotărâri și acele hotărâri vor fi bune. Poate chiar hotărâri să plecați la drum. Da, deci poate chiar sunt hotărâri de plecat la drum și acel drum va fi cu bine pentru că veți avea și derulețe și multe ocazii, să zic așa, niște oportunități, niște ocazii. Deocamdată nu se văd ce fel de ocazii, dar va fi o perioadă de mai multă pozitivitate în viața voastră, mai limpede. Vă veți limpezi niște gânduri, niște situații. În inima voastră aveți de luat o hotărâre, două hotărâri.
Tot mai oftați, în inima voastră nu prea sunteți foarte mulțumiți. Poate din cauza unei dragoste, o veste, un clopoțel, cineva vă sună, cineva vă dă o veste. Da? Vorbe care le faceți, daruri care luați, aveți două daruri de luat, care le luați. Odată de 10 sau 1, 10, 11, 23, în 6 sau 9. 29. Avion peste, iar aveți vești, vești de călătorii sau vești de la drum sau vești legate de daruri. Aici mi apar mai mult, deci nu de dragoste, de dragoste mai puțin, mai mult de daruri. Da, cam asta este. Și pentru voi, pentru cei care v-ați ales a doua variantă a florii albe. Și să vedem și ultima variantă. Varianta aceștii cu floarea rosa. Aia arată așa ceașca. La voi e destul de așezată ceașca, de pozitivă, să zic așa, chiar pozitivă. Aveți un noroc. Un noroc, de fapt, două norocuri. Sunt două potcoave, una întoarsă în sens contrar. Ale, sunt două potcoave. Legate poate de o relație, de un cerb aici, de o căprioară. Un cerb și căprioară, mi apare așa o pereche, da? Aici mi apare o veste, parcă vine un porumbel la păcii. Da? Deci poate că vă împăcați, vi se transmite semnale de pace. Cineva vrea să facă pace cu voi. Da? Deci e o inimioară, o dragoste aici, cineva. Orică vă îndrăgostiți pe neașteptate, că parcă vine o inimioară așa săgetată, vine așa dragostea pe neașteptate, vă puteți îndrăgosti pe neașteptate. Totuși aveți un gol și niște lacrimi aici, da? Deci aveți în casă, din casa voastră, totuși niște goluri care pleacă în afara casei, dar le rezolvați cu bine, pentru că aveți aici la capătul acestui gol o persoană care stă și așteaptă să vă iubește, să zic așa, adică vă așteaptă cu... Chiar dacă voi veți avea probleme, greutăți, este o persoană care veți, da, veți întâlni o persoană care vă poate ajuta, vă ajută, pentru că vă iubește, vă simpatizează, ține la voi. Acum, fie că e vorba de iubit, de prieten, de soț, de familie, cineva din familie, nu vedeți voi exact că... Vă faceți, să zic așa, niște planuri. Luați niște daruri. Le și împărțiți daturile, parcă le și puneți unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, nu vă faceți calcule unde să le puneți, unde să le dați, da, dar sunt pentru a face o situație stabilă, pentru a vă... Atenție la o vulpe, atenție la o persoană care e cam vulpe cu voi, să știți, vă dă vești, vă sună, are și în cap un telefon, are și în gură un telefon. Da, deci e o vulpe, are ochi așa de vulpe, are și ochii de așa, poate să vă și machiază ca nici cum, ca ochi de vulpe sau e o vulpe, așa are o formatul ochilor. Da? Odată de 23, 23 sau are bârsta 23, o noapte, o hotărâre pe care o ține în cap, are niște hotărâri pe care le ține în cap legate și de darul și de o altă persoană. Da? Și sub ea este o altă persoană, poate chiar e legat de o relație. Această vulpiță, pentru că mi apare un bărbat aici așa care parcă se miră, parcă e așa un pic supărat, acest bărbat. Niște vești, un S, potcoavă, totuși aveți noroc, voi aveți noroc să știți, aveți noroc, ia uite și aici încă unul, vine așa, parcă e, are un, parcă zici că e o potcoavă plină de cum să zic, de pietre prețioase. Da, deci... un succes care vă aduce, un succes care vă aduce un noroc care vă aduce, să zic așa, bogăție, vă aduce reușită, orică luați un examen și acel examen vă duce către o altă, pentru că mi apare și un cap de elefant cu trompă frumoasă, așa, parcă chiar din această trompă pleacă această potcoavă, da? Deci aveți un succes, să luați un examen, să treceți, să obțineți un post de muncă, să obțineți ceva bun. Da, deci vă ajută. Aveți și pe cineva care e credincios, bă, e credincios, e fidel această persoană sau e o persoană de încredere în care puteți avea încredere că vă ajută și vă susține și 8 hotărâri sau o dată de 8, dar veți avea reușită. Da? Deci faceți cunoștință cu cineva,
pare și un ex, cineva necunoscut, dar cu reușită, orică e pe data de 8, orică veți lua o hotărâre și veți avea succes și reușite și veți face cunoștință cu cineva. Îi faceți multe vești aici, aveți multe telefoane, multe. Dați, primiți o altă persoană aici care mi-apare, aici mi-apare de auzit de o persoană care e supărată, parcă stă în genunchi așa și e foarte necăjită. Necăjită, dar nu are așa mari probleme, cât poate e îngrijorată ea, așa că aici nu mi-apare că ar avea probleme mari, grave. Sau e o persoană mai umilă, așa, care îi place, știi, să fie mai umilă, nu prea să arată că e... N-are încredere în ea, nu știu, e o persoană, dar nu are probleme grave. Un 5, văd aici, o literă de G, 3, un telefon, iar o reușită, foarte multe telefoane, vești multe, da? Deci vești o stabilitate, orică vă faceți niște acte, ceva, orică vă schimbați rezidența, ceva legat de o stabilitate aici. Mai văd și o broască țestoasă. Vă mișcați așa încet, încet, încet într-o situație, da? Poate chiar că legat de această stabilitate, de această ancoră unde vreți să vă stabiliți voi, poate cu casa. Cineva iară care se miră. Se miră, sunt multe vești, parcă sunt mai multe, așa zici că sunt niște păsărele pe o sârmă, da? Mai multe vești care vin una după alta, așa. Poate că de aceea e așa mirarea asta, așa. Vă și mirați. E vorba parcă și de niște relații, de niște, poate de împăcări, de căsătorie, verighete, da, văd aici multe verighete, una, două, trei, patru verighete pe alb. Da, deci, poate că sunt persoane care au zis despre persoane că se căsătoresc, se împacă, decis să se căsătorească, că văd și aici un chip de mireasă cu vălul așa, lăsat pe parte, parcă o persoană blondă. Și asta, da, un T, un P, văd aici, un G, iară, niște ochi frumoși, iară, care se uită la voi, parcă un chip de față, de copil, așa ar fi, se uită frumos la voi, cu veste, cu un avion, cu toate că vă supără ceva, ceva vă supără din veștile astea, nu prea vă convin toate veștile. Daruri, aveți multe daruri de luat, să știți. Daruri, aici îmi vin multe daruri. Derulețe poate să fie sub orice formă, de vorbe și nu neapărat de vorbe, cât mai mult de bani sau cadouri. Iar avionul aveți. Și voi aveți o cruce aici. Orică auziți de moartea cuiva, orică trebuie să aveți mai multă credință, cineva, un X necunoscut cu care faceți o cunoștință. Vești aici telefoane în inima voastră, telefoane, hotărâri pe care vreți să le luați, trebuie să le luați. Aveți și noroc, aveți potcoavă, aveți și trifoi, deci oportunități. Asta înseamnă noroc, potcoavă. Deci veți avea oportunități, acum depinde de voi cum veți reuși. Văd și aici o pereche de inelușe, orică vă împăcați, ori auziți de căsătorie. V-am zis, vă aștept aici niște căsătorii, niște vești de căsătorie. Da, deci reușite sunt, multe reușite aveți. Voi cei care v-ați ales floarea roz chiar aveți multe reușite în următoarele zile, săptămâni, da? Multe vești pozitive, multe vești bune, chiar dacă aveți așa un gol aici în casă, orică vă pleacă cineva din casă, orică ceva vă lipsește în casă. Totuși, atenție că aici îmi pare că vine în casă o persoană blondă, poate să fie ea. Ea e o persoană poate veselă, pozitivă, așa, pentru că are o coadă lungă de vulpe, deci e o vulpe cu coadă lungă, lungă, da? Deci poate golul de aici pleacă, de la acest, care mi-a mai ieșit și aici, mai pe jos, parcă am zis, da? Cam asta e tot ce văd, da? Deci și pentru cei care și-au ales a treia variantă a florii roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-au răspuns la întrebări, că v-ați regăsit în ele pe voi situațiile la care v-ați gândit persoanele pe care le cunoașteți sau pe care le veți cunoaște și că toate aceste predicții vor împlini, mai ales cele care sunt de bine și veți evita problemele sau le veți rezolva acum că știți la ce să vă așteptați prin intermediul acestor predicții. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o duminică plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!